Bună dimineața, dragii mei, Didi și Loredana! Astăzi suntem în 4 decembrie și pe fila calendarului cu povești scrie că pe 4 decembrie 1131 a murit poetul persan Omar Khayyam, cunoscut mai ales pentru catrenele sale, rubaiatele. Omar Khayyam a fost și un matematician și un astronom celebru care a contribuit la reforma calendarului musulman. Cei care astăzi îi urăsc pe arabi și cred că islamul este o ideologie teroristo-drăcească, ar face bine să citească rubaiatele lui Omar Khayyam. Nicăieri nu a fost cântată mai frumos prietenia, nici sentimentul trecerii spre moarte. Într-o vreme în care America nu exista pe hărți, iar europenii trăiau prin păduri, motorul civilizației și cultura lumii se învârteau la Bagdad, orașul strălucit al califului Harun al-Rashid. Antichitatea greacă a fost redescoperită întâi de arabi. La ei, în secolul al X-lea, învățământul primar începea la 7 ani și dura 5 ani. Erudiții lumii veneau la Bagdad pentru a consulta Marea Bibliotecă, având mii de cărți din domeniul dreptului, matematicii, medicinei, astrologiei. Ca să vă faceți o idee despre dragostea de carte a arabilor, vom aminti numai că biblioteca din micul oraș Najaf din Irak număra 400.000 de volume. În fine, celor care cred că islamul zdrobea cugetarea liberă prin dogmă, le recomandăm să studieze istoria societății secrete Frații Purității, un cerc de învățați care a editat și difuzat o adevărată enciclopedie a cunoașterii. Teroriștii bărboși chemând la jihad, decapitând oameni nevinovați în direct pe internet sau mitraliind nevinovați în cafenelele Occidentului, sunt degenerați, nu reprezentanții ai islamului și ai civilizației arabe. Aceasta a fost fila calendarului de astăzi. Nu uitați, fiecare zi are povestea ei. Didi și Loredana, înapoi la voi!